Alfie Mina. Ja, no, no, cred că a fost un wrestler. No, asta am investigat, nu văd. Iar l-am dominat, eu zic. Tactic. Domne, ai! Am știut să avem dominare. Echipa adversă, este echipă cu o posesie bună, nu neapărat și cu progrese scăpată, așa, cu o posesie bună. Jucători din zona centrală și și Marinescu de calitate. Și am reușit acolo și Zaharia și Cristian au închis foarte bine astăzi, nu știu câte lume. În pare rău de accidentarea lui Cerna, sper să jucăm cât mai repede. Am avut răbdare, ne fiind de echipă, să facem, eram astăzi agătit, nu puteam agătiți, nu puteam face un pressing bun la ofensiv, așa că am păstrat o zonă de presiune, unde de câte ori am câștigat mingea, am încercat să mergem spre poarta adversă. În prima repriză am fost mai greu în construcție, dar a culminat cu acea ratare a mingea, în care am avut încredere și pe care l-am menținut în teren. Și cred bucuria noastră a tuturor și reușit să-mi schimb. Pe urmă, normal, cu astfel s-au riscat, au avut și acea oportunitate, mingea pe o lovitură liberă, ușor acordată, le-am zis jucătorilor, dar echipa din voluntari au executat bun de lovituri libere, au multe goluri deschise în afara care lui se închidă foarte bine, se joace simplu, se evită riscurile inutile de pe acolo, dau riscuri inutile în zona aceea. A fost un fault evident din spate, însă am avut noroc de la aceasta în dealul de bar. Pe final ne puteam desprinde, că ne puteam face chiar și la CFR, că am avut situații sau astăzi am avut situații clare, că o să primești gol la ultima fază și să plângi după punctele de vedere. Astăzi am reușit să le câștigăm. Puteam fi mult mai bine, dar 16 puncte în momentul ăsta am urcat în grupul celor 6, așteptăm și meciul de luni, dar ne îndreptăm spre jumătatea sezonul regulat și putem să împropim, să zic așa, în casa mea. Cu toate că relevanță prea mare nu are. Dacă nu reușesc să prins play-off-ul, am zis, repet, orice echipă din play-out poate reușesc. Domnul Redic, prezent la mine, ce a spus cu la final că îi urmărește pe Vanicăs și pe Blatul. Credeți că mai puteți ține din iarnă? Da, sunt noi jucători foarte buni și Vali este într-o formă foarte bună astăzi. Ce travaliu, ce realizări, că până la urmă a reușit și acea centrare de gol. Iar primatul, reprobat este și selecționarea națională a Albaniei. Suntem o echipă mică, cu suflet mare, nu cred că ne vom opune niciunui transfer. Întotdeauna ne-am dorit și binele jucătorului, iar jucătorii au venit aici la media și cu suflet. Au găsit un primat sănătos, normal. V-am zis, orice jucător este de vânzare, dacă este ofertă și cele trei părți se înțeleg.